Noua de stat a Rusiei a votat în unanimitate anexarea celor patru regiuni ale Ucrainei ocupate de ruși, Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Ministrul rus de externe a vorbit în discursul său despre unitate și a spus că anexarea este singura cale pentru ca locuitorii din aceste regiuni să poată fi salvați. От имени президента Российской Федерации обращаюсь с предложением Государственной Думе принять упомянутые законопроекты. Уверен, что их принятие послужит на благо всего многонационального народа нашей страны, частью которого теперь по праву станут граждане Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей в составе Российской Федерации. În timp ce Rusia sărbătorește anexarea ilegală a celor patru regiuni, rușii caută soluții să fugă de mobilizare. Niki este vlogger rus și a fugit în Turcia atunci când a aflat că ar putea ajunge pe linia frontului. Și-a lăsat în urmă familia și iubita, dar știe că nu avea o altă opțiune. My girlfriend, she felt very sad, although she understood the reasons why I'm taking this decision and why we need to move like this. She was super sad, so am I, and we literally had only 48 hours since the moment when we started to talk about it until the moment when I was leaving Russia for solving all kind of like daily life things, moving out of my rental apartment, packing this stuff, and then after all spending the rest of time together.